ce centru de vaccinare Glina, de lângă groapa de gunoi Chanel? Exact. Auzi? Sigur aici e centrul de vaccinare Chanel? Exact. Auzi, păpușe, pe aici nu se trece, ca la oituz. Vă rog, dați-vă la o parte, trebuie să ajung în cabinet. Păi, badeul meu, baby. Vezi că eu sunt o bombă, așa că nu scoate cuiu că explodez. Doar îți spun. Exact. Doamnă, vă rog, trebuie să ajung dincolo, am întârziat. Sigur că ai întârziat, normal că ai întârziat. Vreo 30 de ani ai întârziat, dar nu ți-a dus nimeni lipsa, fată. Hai, hai, treci la coadă, treci la coadă, că te fac de ți întârzie norocul. Zi, fată, și tu ceva. Exact. Doamnă, vă rog, fiți înțelegătoare, trebuie să ajung în centru de vaccinare urgent. Ce-ai făcut, sufletul meu? Te-ai dat la geanta mea, lui Piton, și ce ți-ai zis? Asta are bani. Păi și ce dată am bani? Mă vaccinez pe banii mei, fată. Doamnă, aici nu este vorba despre bani. Centrul de vaccinare nu poate funcționa fără mine. Eu sunt... Sigur, tu ești gen buricul la lume, nu-i așa, sufletul meu? Ia, hai, fă o tornadă la stânga și treci la coadă. La cum arăți, nici la PIB-ul României n-ai apucat să contribui. Să mă audă toată Glina, care mă cunoaște cine sunt eu. Eu am fost controloare la RATB, spaima la toți boschetarii din 300. Fato, nu mă enerva, cam alergie la scandal. Și mă apucă strănutul. Dacă strănut odată, îți schimb locația la Uber. Exact. Cântă, doctora. Ați luat așa de târziu? Haideți că nu poate începe vaccinarea cu dumneavoastră. Dar ce împins, bre, așa? Ce, a început vaccinarea și eu nu știu? Auzi, dragă, noi stăm aici și așteptăm să fim vaccinate și ia de apără amintiri cu mine. Hai, te las. Am treaba acasă, am o ciorbă pe foc și mi-e teamă să nu se arde. Te pup, pa! Exact.